Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, care se afla în timpul serviciului în fața unei școli, a fost solicitat în mod direct de către cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ să le ofere sprijin pentru că trei minori se aflau în stare de ebrietate. Conform afirmațiilor acestora, trei elevi ai școlii, toți de 14 ani, ar fi venit la școală sub influența băuturilor alcoolice și ar fi tulburat ordinea și liniștea publică în școală, nerespectând regulamentul școlar, având un comportament neadecvat, agresiv și proferând injurii la adresa elevilor și a personalului didactic. Polițistul a intervenit în sala de clasă în care se aflau cei trei elevi, doi dintre ei s-au supus recomandărilor polițistului de a aștepta în curtea școlii pentru a fi conduși acasă, însă cel de-al treilea a continuat comportamentul turbulent, proferând injurii, alergând între sălile de clasă și provocând în rândul elevilor indignare și un sentiment de insecuritate. Polițistul a solicitat în sprijin un coleg de la același post de poliție, însă pentru că elevul nu se supunea indicațiilor polițiștilor, în momentul în care a manifestat agresivitate față de un alt elev pe care l-a împrâncit aruncându-i pe jos ghiozdanul și alte obiecte personale, polițiștii l-au încătușat și l-au condus la postul de poliție, unde a continuat tulburarea ordinii și liniștii publice și proferarea de injurii. Minorul a fost încredințat poliției, iar pentru comportamentul manifestat a fost sancționat contravențional potrivit prevederilor legii, cu amenzi în valoare totală de 1.000 de lei, pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal în locuri sau localuri publice și pentru săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora. În ceea ce privește modul de intervenție al polițiștilor, conducerea inspectoratului a dispus de urgență efectuarea de verificări prin biroul de control intern, la finalizarea cărora vor fi dispuse măsuri în consecință. Totodată, referitor la o eventuală agresiune comisă de poliție asupra minorului, polițiștii biroului control intern s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, urmând a fi trimis către parchetul de pe lângă judecătoria Oradea, relatează mesajul.ro.